un telefon important. Domnul Rotaru este la telefon, principalul acționar al Universității Craiova. Bună ziua, domnul Rotaru! Bună ziua! Bună ziua! Puțin dezamăgit de debut? Aveam cu totul și cu totul alte așteptări de la primul meci, de la campionatului. Mai mult decât dezamăgit. Supărat și m-am spus că aveam alte așteptări. Cu totul și cu totul alte așteptări. Vorba lui Moromete, pe ce vă bazați că aveați alte așteptări? Pe modul în care s-au prezentat în cantonament, tot ceea ce înseamnă ciclul de pregătire, tot ceea ce înseamnă activitatea zilnică, pe modul în care s-au prezentat în meciurile amicale, în care am avut 3 adversari foarte buni și am ieșit cu 2 victorii și un egal. Și toți se simțeau bine, toți aveau încredere. Din păcate, prima repriză, ok, a doua repriză a fost, să spunem, acceptabilă, poate chiar bună, dar prima repriză n-am recunoscut nimic ceea ce văsem în cantonament. În perioada de pregătire. Bun, dumneavoastră sunteți practic omul care sunteți acolo cu ei, nu cu ei fizic, dar mă rog, sunteți omul care știe ce se întâmplă acolo. De ce tot timpul, pentru că eu vă spun sincer și eu nu ascult asta, toată viața am simpatizat echipele din Oltenia, toată viața, așa am fost. Am început cu Craiova aceea din 84, pe cântecele lui Adrian Păunescu, pe tot ce pe emulația aia, și am acolo o bucățică așa albastră în inimă acolo. Și mereu, cum să spun, atâtea speranțe și mereu, bine, acum e doar un meci, bineînțeles că nu facem o dramă acum din o tragedie din asta, dar de ce mereu dezamăgire, domnul Rotaru? Adică ai condiții, echipa merge bine, vine meciul oficial, da? Jucător bun, jucător de valoare, salarii la zi, patronul se ocupă, le pune totul la dispoziție, totul țiplă, spune aici Robert Niță, Universitatea Craiova este de departe cel mai bine organizat club de la noi din România și agres total cu toată povestea asta. De ce mereu dezamăgim? De ce jucătorii dezamăgesc mereu? Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Da, nu, aici a dezamăgit echipa, dar și jucătorii doar individual și automat echipa. Repet, dacă a doua repriză, să spunem, am arătat ceva din ceea ce văzusem în zilele anterioare, prima repriză m-a dezamăgit complet. Bun, dar sper să aibă reacție și cu Helmașter, care a văzut o echipă foarte bună, care... Aseară eu consider că PCSB-ul a câștigat printr-o conjunctură. La fel de bine putea să facă și Hermannstadt. Vom avea un meci foarte greu. Ok, nu e frică de Hermannstadt, dar vom avea un meci greu. Da, și care atunci, trebuie musai să-l câștigați. Că numai timpul nu mai are... Obligatoriu, dacă vrem să rămânem acolo sus, dacă vrem să ne uităm spre primele 3 locuri, obligatoriu trebuie să-l câștigăm. Cum sunteți cu salariile, domnul Rotaru, cu echipa? La zi sau aveți vreo restanță față de băieți? Nu, n-am avut niciodată restanțe, nu, n-avem restanță. Bun, și vă întreb atunci, de ce echipa nu joacă pe măsura aceea ce oferiți? De ce mereu căderile astea? De ce? E fotbal, dacă am avea soluțiile și aș fi, dacă am avea răspunsurile, am găsit și soluțiile. Din păcate, depinde mentalul unuia sau mai mulți jucători dintr-un anumit moment. Iar momentul FC Botoșan nu a fost un moment bun. Repet, staful trebuie să-și facă, ei știu cel mai bine, ce au acolo, cum se antrenează, ce fac, care este pregătit mental să intre, care are psihic de campion, pentru că noi ne dorim să creștem campion. Este și Eugen Neagoe vinovat de înfrângere? Nu pot să spun asta. Nu. A fost, repet, o primă repriză în care fiecare a făcut ce a vrut. Cu a doua repriză bună, adică în care am avut ocazii, oportunități să le spunem, putem să egalăm. Dacă egalam, sigur, se punea problema și să câștigăm cele 3 puncte. Am avut acea ratare în minutul 1 al lui Nistor, dar nu, cu totul și cu totul alte așteptări aveam de la acest meci.